Turiștii sunt dornici să vadă zona dintr-o altă perspectivă. Călătoria cu vaporașul pe râul Olt durează 50 de minute, timp în care turiștii au ocazia să admire mai multe obiective turistice aflate pe malurile apei, între Călimănești și Căciulata. Principalul punct de atracție este mănăstirea Cozia, pe care o pot admira din mijlocul apei. Experiența este inedită și îi încântă pe toți cei care s-au încumetat să urce la bordul embarcațiunii. Prima oară cu vaporaș? Da. Aveți emoții ceva așa? Nu. Este o idee bună, da. Pentru turism este ceva frumos, adică... Un mod de a petrece timpul liber, o chestie de diversitate. Ne bucurăm un pic de vremea asta, dar profităm un pic. Organizatorul plimbărilor pe râul Olt este un investitor din Tulcea. A ajuns deja la cel de-al 7-lea an de activitate în stațiunea vâlceană și din acest sezon a mai adus o embarcațiune. Tulceanul spune că nu se teme de concurență, ba îi așteaptă și pe alții să vină alături de el. Traseul pornește din Căciulata, mergem până la intrare în Călimănești, până după curba aceea, după care limită maximă și docenta la turnul, mănăstirea Cozia și revenim. De-a lungul traseului, turiștii beneficiază de informații atât despre ceea ce pot vizita, cât și despre locațiile, le dăm informații de cazare, unde se mănâncă bine, unde se dansează. Important este să simtă turistul bine, să revină cu drag. Programul de funcționare al celor două vaporașe este zilnic între orele 9 și 21, cu plecare la oră fixă.